Petrică Mâțu Stoian a fost omorât de fapt. Nu era bolnav de COVID. După decesul îndrăgitului artist, au început să apară și tot felul de teorii legate de moartea acestuia. Adriana Bahmuțeanu, o bună prietenă a lui Petrică Mâțu Stoian, încă de pe vremea când aceasta conducea EtnoTV, spune că vestea morții lui Petrică Mâțu Stoian a șocat-o pur și simplu, mai ales că a vorbit recent cu acesta. Știam că Petrică are unele probleme de sănătate și că suferă cu inima, dar nu știam că are fibrilații atriale. Acum câteva săptămâni chiar am realizat un interviu cu el, cred că este și ultimul, și îmi spunea că este cam supărat și așteaptă să treacă toată povestea asta cu COVID-ul. Eu știu că el a avut niște simptome destul de nasoale și că se trata post-COVID la o clinică privată, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu. Întrebarea e de ce a murit Petrică Mâțu Stoian. Din câte știu, Petrică a fost mutat de la o clinică privată la spital pentru că scuipa sânge și avea o supradoză de anticoagulante prescrise pentru fibrilații în tratamentul post-COVID. Dar fiind internat, tratamentul nu și-l administra singur, nu? În condițiile astea, nu putem exclude o culpă medicală sau chiar un malpraxis. Ar trebui să aflăm dacă nu cumva i s-a greșit doza de anticoagulant sau tratamentul în general. Vorbim de un om care a mers la o clinică să scape de problemele post-COVID și a murit brusc, el nemai fiind bolnav de COVID. Întrebarea e de ce a murit Petrică Mâțu Stoian, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.